S-a luat foc ca din senin în parcarea unui bloc din Târnăveni, județul Mureș. Bubuitura puternică a fost cea care i-a trezit pe localnici din zonă. Tot i-au sunat imediat la 112, însă în momentul în care au ajuns pompierii, mașina era deja în flăcări. Deși intervenția lor nu a durat mai mult de 20 de minute, interiorul autoturismului a ars complet. Încă nu se știe de la ce ar fi pornit focul, dar, cel mai probabil, incendiul ar fi fost provocat de cineva. Mașina era asigurată și aparținea unui cunoscut om de afaceri din localitate.